I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you, it won't happen again. The way I try to the way I walk, the way I get to smile. I'm not to turn, I'm not to turn, it's through my life, but to lie. I put the books, I put the notes, and guess I'm a little bit shy. Want to like me, want to like me, when I'm made for me, try. What?
Maria și spune mulți ani tuturor maricorilor. Se numește Ave Maria. Tânărului solist de muzică ușoară, Radu Lupășteanu. Radu, te felicit! Ne-ai încântat în seara asta, îți doresc mult succes! Bravo! Felicitări, Radu! Mulțumim frumos, domnul vice! Radu, vreau să rămâi un pic alături de mine. Am înțeles că tu ai participat la X Factor. Da. Da? Și ai câștigat sau ce s-a întâmplat? Nu, în preselecții am luat 3, da. Iar apoi, când am mai fost odată fierea pentru bootcamp, din care 100, din 100 de oameni trebuiau să rămână 38, n-am mai mers. Data viitoare sunt convinsă că vei avea noroc pentru că ai o voce superbă și te rog să mergi mai departe cu ceea ce faci, că faci foarte bine. Încă o dată aplauze pentru Radu! Tinele talente ale Târgu Neamțului, felicitări, copii frumoși și copii talentați. Ei bine, de data asta, o altă categorie de vârstă, o tânără domnișoară, Magdalena Gavriloaia, în aplauzele dumneavoastră!
Bun neamț. Din apropiere. Din apropiere? Am înțeles. Vreau să invit alături de mine să am o surpriză pentru tine, pe domnul City, manager, în aplauzele dumneavoastră, pe domnul Alcopei, pentru că... Bună seara, domnul neamț! Bine meritat! Bună seara și la mulți ani tuturor celor care celebrează astăzi ziua cu numele. Felicitări pentru tinerile talente. Vă spun sincer, eu, domnul primar și domnul vice, aveam pregătit un program în seara aceasta, dar am pălit în fața acestor tine talente, așa că o să cântăm mâine la primărie. Felicitări, Magdalena! Mulțumesc mult! Felicitări din suflet și să ții tot așa! Mulțumesc! Ei bine, spun bună seara celor care au venit mai târziu, în ultima seară a zilele orașului Târgu Neamț, și vreau să mulțumim organizatorilor, primăria și Consiliul Local la inițiativa domnului primar Vasilică Harpa, vreau să mulțumim și Consiliului Județean Neamț și partenerilor noștri TeleM și Televiziunea Neamț, pentru că au susținut acest eveniment și datorită lor ne aflăm astăzi aici. Tot ce pot să vă spun este că ne vom reîntoarce cu drag de fiecare dată, pentru că am întâlnit oameni frumoși, oameni cu suflete calde, oameni cu suflete mari și noi ne-am simțit ca acasă, iar aplauzele astea le meritați voi. Și bineînțeles, toată armata din spate de acolo, care au ajutat la acest eveniment, ca și majoretele, și promitem că la fiecare proiect susținut aici în Târgu Neamț, toată echipa, toate echipele care au fost în aceste trei zile, va fi pe scena noastră, că deja faceți parte din familia noastră, alături de cei mai buni profesori, coordonatori, directori de școli, o grămadă de diplome, trebuie să recunosc că până aici nu am văzut atâtea premii și atâtea diplome copii talentați la Târgu Neamț și asta datorită părinților frumoși și talentați, corect? Vreau să mergem mai departe, tot cu o tânără speranță a orașului Târgu Neamț. Malina! Malina! Nici nu mai are nevoie de prezentare. Malina Acopei! Bună seara, Târgu Neamț, la mulți ani tuturor celor ce poartă numele Sfintei Maria. Sper că în seara asta să ne distrăm măcar puțin și aș vrea ca la prima mea melodie să invit alături de mine colegele mele și prietenele mele, majoretele de la trupa Mr. Junior. Thank you.
Foarte frumos, dar nu înainte de toate, te-a primit și tu premiul tău bine meritat și vreau să-l invit alături de mine încă o dată în aplauzele noastre pe domnul primar Vasilică Harca. Ne bucurăm că avem în Târgu Neamț asemenea talente, tinere talente și încă o dată vă rog pentru Mărina și ceilalți tineri care au fost în fața dumneavoastră, aplauze. Nu se aude? M-am hotărât să rămânez acest premiu și această diplomă unei tinere care este aproape de sufletul meu, este aproape de familia mea și așa cum am și eu doi copii, vă rog să permiteți să îl aduc aici lângă mine, să ne vin lângă mine pe tatăl acestei minunate fete, domnul Lica Pope, prietenul și colaboratorul meu, să-i mâneze fiicei sale diploma și premiu. Felicitări! Mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Mulțumesc că te-ai venit la mine. Un moment emoționant, aș spune. Felicitări. De la tată la fică, să știți că... Aplaude, felicitări. Nu să terminăm. Nu să terminăm. Înainte
scenă, aș vrea să invit alături de mine pe Marta Gavinoia și vă vom mai încânta cu o piesă după care vom retrage, să lăsăm pe cei care vin aici. Da, deci nu. Dacă vrei, poți să rămâi în țara asta, să continui spectacolul, mă duc acasă, mă odihnesc, ce zici, nu? Mărina Popei și Magdalena Gavriloaia! Să rămână și distracție plăcută în continuare!